În numele Domnului nostru Iisus Hristos, deschidem serviciul divin din seara acestui sabat prin imnul 360 din imnul noi. Doamne, ia Tu viața mea! Părinte din ceruri, în numele Domnului Hristos am venit să ne închinăm înaintea Ta și să mulțumim frumos pentru că ne-ai purtat de grijă în săptămâna aceasta. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că pe fiecare dintre noi Tu ne-ai condus cu bine. Îți mulțumim frumos pentru că Te îngrijești atât de frumos de noi și n-am dus lipsă de nimic, de aceea ne închinăm și îți mulțumim foarte mult. Te rugăm în seara aceasta să fii prezent prin cuvântul Tău și să aduci binecuvântarea cerului și ajută, Doamne, ca să nu plecăm de aici nebinecuvântați de cuvântul Tău. Amin. Întărește-ne Tu, avem nevoie de Duhul Sfânt să lucreze la mintea și la inima noastră și credem că vei fi prezent, de aceea ne închinăm și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă salut cu pacea Domnului și vă urez să gustați din veșnicie, așa cum ați cântat în ultima strofă. Rugăciunea noastră a tuturor este ca Domnul să ne dea veșnicia. Iar în seara aceasta să gustăm din veșnicie, să ne bucurăm de bunătățile Domnului și de tot ceea ce înseamnă binecuvântarea Lui. Așa cum s-a rugat fratele la început, să și rămânem în binecuvântarea Lui. De fapt, dacă vă gândiți, binecuvântare este mai mult decât un punct pe care îl găsești pe linia vieții tale. Este vorba de o rămânere în ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu și ceea ce înseamnă direcția pe care o ai în viață. Asta nu înseamnă că dacă treci prin încercări sau prin suferințe sau prin tot felul de experiențe mai grele, că ai ieșit din binecuvântarea lui Dumnezeu. De obicei, în Scriptură, oamenii cei mai binecuvântați au avut și cele mai multe suferințe și probleme. Vă gândiți-vă și la Iosif, gândiți-vă și la Daniel,
Cu toții îi numim oameni binecuvântați, nu? Câți dintre dumneavoastră ați vrea să treceți, sau să vă întreb altfel, câți dintre dumneavoastră ați vrea să fiți binecuvântați precum ei? Ați vrea binecuvântarea lor? Dar acum vă e frică de ce o să vă întreb următoarea întrebare. Cât vreți să treceți prin ce au trecut ei ca să aveți parte de binecuvântare? Deci vedeți că binecuvântarea nu este doar un punct, ci este o experiență întreagă în care ne rugăm și mulțumim lui Dumnezeu că am rămas în planul Său. Iată-ne în sabatul acesta, într-un număr puțin mai restrâns, până și căpetenia oștirii dumneavoastră este țintuit la pat și încă alți câțiva pastori și conducători. Am înțeles că virusul acesta, sau cum se numește, a făcut destule probleme, dar nu dăm înapoi, nu? Îmi revine plăcerea ca în această seară să deschid cuvântul lui Dumnezeu și oarecum să încercăm sub conducerea cuvântului și sub conducerea Duhului Dumnezeu să ne bucurăm de o pregătire a inimii noastre pentru evenimentul care va avea loc mâine în această comunitate. Și după cum observați la titlul pe care l-am trecut pe program, o să primiți o invitație. Și mi-ar place tare mult să o onorați și să onorăm împreună această invitație de a fi prezenți în camera de sus. De fapt, titlul este Poftiți în camera de sus. Aș vrea să trecem prin mai multe camere de sus. Aș vrea să ne oprim nu doar în camera de sus pe care o cunoaștem și care o știm și care a devenit proverbială și sper eu o adevărată experiență pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să trecem prin mai multe camere de sus. Să trecem chiar în mod cronologic, să o luăm din Vechiul Testament și să ne oprim, să trecem prin Noul Testament și apoi să culminăm cu acest moment a cele mai cunoscute camere de sus. O să observați că o să aduc în fața dumneavoastră exemple ale unei camere de sus, dar și a unui acoperiș. Pentru că în construcțiile caselor din Israel, acoperișul, ați observat că casele de acolo nu au neapărat un acoperiș în formă triunghiulară cum îl avem noi, ci acoperișul este în formă plată, nu? Ei foloseau foarte mult acoperișurile acestea și deveneau un fel de camere pentru ei. Aveau și câte o rogojină întinsă, acolo se odihneau, aveau ceva care se protejeze de umbră, de multe ori se rugau acolo, așa că acoperișul în sistemul de construcție al poporului Israel însemna o altă cameră. Și o să observați chiar cu primul exemplu, să vedem cum e să mergi în camera de sus. Deschideți cu mine la cartea lui Iosua, de la capitolul 2, și să citim în continuare câteva versete care să ne introducă în atmosfera camerei de sus. Iosua, capitolul 2, de la versetul 1 în continuare. Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca iscoade, zicându-le: duceți-vă ca iscoade, cercetați țara și mai ales Ierihon. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-a spus: iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să-i scodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a zis: este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară. Nu știu unde s-au dus. Grăbiți-vă și voi de urmații și îi veți ajunge. Ea îi suise pe acoperiș și îi ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care îi întinsese pe acoperiș. Observați că e vorba despre camera acestui personaj scripturistic pe nume Rahav, în care acoperișul ei devine un loc de salvare pentru iscoadele care s-au dus să vadă ce e cu țara aceasta și cu cetatea Ierihonului. O cameră de sus care devine un loc de salvare până la urmă. Vă amintiți de discuția pe care o are Rahav cu iscoadele și la un moment dat sunt puși față în față cu un legământ și iscoadele promit că dacă vor fi cu toții, mama, tata, surorile și frații și toate rerudele lor, dacă vor fi în casa și în camera de sus, în momentul în care izraeliții vor veni să cucerească Ierihonul, atunci cu siguranță că ei vor fi salvați.
Pe viața noastră zice că dacă va fi vreunul pe afară, noi nu vom fi vinovați. Dar dacă vreunul va fi afară, atunci nu suntem vinovați de sângele lor. Gândiți-vă că această femeie își folosește credința pe care o are, o credință în mijlocul unui popor păgân, cu influența ei de a convinge o familie întreagă că în momentul în care izraeliții vor veni, ei să stea cu toți închiși în casa ei. Închipuiți-vă că ea a trebuit să ducă muncă de lămurire cu părinții ei. A trebuit să ducă muncă de lămurire cu surorile și cu frații ei și cu prietenilor. Întrebarea este, câți ați reușit să adunați în casa dumneavoastră și câți ar sta închiși în casa dumneavoastră dacă ați ști că ați primi o astfel de legământ din partea lui Dumnezeu? Să spunem că Loma Linda ar fi atacată și numai cei care sunt închiși în casa dumneavoastră, dar nu închiși, de bună voie, îi vor fi salvați. Câți veți reuși să adunați? Câți reușiți să adunăm într-o seară de rugăciune la noi în casă? Câți dintre noi am sta închiși și cel puțin câteva zile până ce au înconjurat ziul și cu liniștea și cu tot ce s-a întâmplat acolo, cel puțin 7 zile au stat în casa aceea, n-au ieșit de acolo. Așa că camera de sus, fraților, înseamnă camera unui comportament, al unei influențe pozitive, a ceea ce spui în lumea aceasta, a ceea ce înseamnă prin convingerea pe care tu o dai față de oamenii în jurul cărora te învârți și trăiești. Câți v-ar trage pragul casei? Câți favoriți ați avea? Ați chemat și dușmanii dumneavoastră în casă? O chemați și pe tanti și pe sora care v-a vorbit urât, pe vecina care a bârfit despre dumneavoastră? Îi spuneți și ei despre vestea bună? Îi dați și ei un loc în casă? Ce înseamnă camera de sus? Poate că ar trebui să pricepem că camera de sus este camera influenței pozitive, a ceea ce înseamnă caracterul creștin, a ceea ce înseamnă viața ta în fața lui Dumnezeu și în fața vecinilor tăi. Camera de sus e mai mult decât o frumoasă cameră în care te găsești de unul singur. Este o cameră pe care trebuie să o populezi cu toți cei pe care vrei să fie salvați. Și să-i convingi. Să ai credința aceasta că oamenii aceia despre care nu mai ai auzit despre ei au un Dumnezeu atât de puternic încât vor cuceri țara aceea. Vă mai spun despre o astfel de cameră. Prin multe camere de genul acesta vom merge în seara aceasta. Deschideți cu mine la prima carte a Regilor. Dacă aveți Scriptura e bine, pentru că avem destule camere de sus de vizitat în seara aceasta și e bine să le urmărim cu atenție. În Cartea Împăraților, la capitolul 17, avem versetul 22 și 23. Dacă am văzut despre camera lui Rahab, haideți să vedem în ce altă cameră mai putem să intrăm. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, a coborât jos în casă, din odaia de sus, și l-a dat mamei sale. Și Elie i-a zis, iată fiul tău este, de unde l-a dat jos? Avea și el o odaie de sus. Vă amintiți că la un moment dat Ilie ajută văduva aceasta. Vă amintiți? Vă amintiți cum este foamea aceea? Este situația aceea foarte grea în care însă și această femeie este încercată într-un mod deosebit. O găsește strigând lemne și îi spune că ar vrea să intre în casă la ea. Să-i dea un pahar cu apă, o cană cu apă. Și femeia îl poftește acolo și apoi îi spune, aș dori să-mi dai și ceva de... Dăm și ceva de mâncare. Și femeia spune, uite, nu mai am decât foarte puțină făină. Probabil că o să o mâncăm, mi-am propus să o mănânc împreună cu fiul meu și după ce o mâncăm, murim. Și omul lui Dumnezeu îi spune așa, dă mie să mănânc primul și ai credința aceasta că unde lemnul și făina nu se va termina niciodată. Poate vi se pare puțin. Poate cei mai mulți dintre noi nu știm, eu nu știu, am auzit despre timpul foamei, eu n-am trăit așa ceva. Dacă să vine cineva în casa ta, omul lui Dumnezeu și să spune, dă mie ultimul blit de mâncare, dă mie ultima farfurie, dă mie ultima porție de mâncare și ai credință în Dumnezeu că Dumnezeu va lucra, necesită credință, nu? Necesită credință. Și la un moment dat, pentru că Ilie se ocupa de vizita la fiii prorocilor, femeia aceasta îi face o cameră mică în care
să vină să se odihnească acolo. Camera lui Ilie. Cum o fi fost camera lui Ilie? Cum s-o fi rugat el în camera lui acolo? Gândiți-vă că femeia aceasta avea un copil și binecuvântarea a dat peste ea. În momentul în care a avut credință în Dumnezeu, în momentul în care ai credință în Dumnezeu și pășești în camera de sus, ceva se va întâmpla. Copiii tăi vor reveni la viață. Dar te întreb în felul următor, Doamne, dacă eu am ajutat un om al lui Dumnezeu, dacă eu i-am dat și ultimul blit de mâncare, cum de a murit copilul meu? Că se și duce la el și îi spune, măi omul lui Dumnezeu, ce am eu a face cu tine? Că uite că din cauză că te-am primit în casa mea, a murit cine? A murit copilul. Și zici, Doamne, dar cum e situația aceasta? Aș vrea să pășesc și să stau în camera de sus, dar văd că îmi pierd copiii. Și oamenii fac o confuzie în a fi binecuvântat sau a fi blestemat. Și v-am spus că binecuvântarea nu înseamnă că nu ai parte de încercări și de suferințe. Și femeia se duce cu gândul acesta și oarecum cere cont omului Dumnezeu. Bine, am venit în camera de sus și omul lui Dumnezeu, îl duce pe copil unde? În camera de sus. Ea dacă nu și-ar fi deschis ușa și n-ar fi avut credința aceea în Dumnezeu și nu i-ar fi dat o cameră la copilul, la omul lui Dumnezeu, ea n-ar fi avut la cine să ducă copilul ei. Câte învieri știți că au fost până la momentul în care Ilie a înviat pe fiul acestei văduve? Câte? Câte învieri? Despre Moise, din punct de vedere cronologic, știm că a trăit această experiență a învierii. Dar erau multe, nu? Gândiți-vă la această experiență. Camera de sus înseamnă o cameră în care te duci cu copilul tău la omul lui Dumnezeu. Și ce bucurie că te duci la omul lui Dumnezeu și îl întrebi. Doamne, acum când te-am urmat și când am trăit suferința aceasta a pierderii, de orice natură, că e copilul, că e soția, că e cineva drag, este imposibil să nu vă întrebați. Este imposibil să nu spuneți, Doamne, dar te-am urmat. De ce mi se întâmplă lucrurile acestea tocmai mie? Camera de sus înseamnă și suferință. Camera de sus înseamnă să ai credința aceasta, să câștigi, să ți se dea de mâncare, dar în același timp să pierzi pentru a fi salvat. Să fii ultimul pentru ca de fapt să fii primul. Și copilul acela a fost înviat. Unde? În camera de sus. A cui? A lui Ilie. Ce ziceți? Ați vrea să mergeți în camera aceasta? Haideți să vă spun despre cel care l-a urmat pe Ilie, despre Elisei. Și el a avut o cameră de sus. La un moment dat i-a construit o cameră de sus una dintre femeile mai bogate de acolo. A vorbit cu bărbatul ei și a spus, haideți să-i face omului acesta, Elisei, să-i facem o cameră de sus, o odaie de sus. Și au pregătit un loc de genul acesta. Și îl pregăteau acolo, mai venea și Gehazi, probabil că aveau locul în care se schimbau, mâncau, se rugau, aveau ei o cameră acolo. Câți dintre dumneavoastră nu cunoașteți oameni de genul acesta? Câți dintre dumneavoastră, poate în România nu v-ați oferit casa pentru pastori care v-au vizitat, care știau, domnule, când mă duc la familia aceea, pot să bat la ușă în orice oră din noapte și oamenii aceștia îmi vor deschide. Au ei o cămăruță mică cu un pat acolo în care pot să mă duc să mă odihnesc. Cam așa a făcut și femeia aceasta. O cameră de sus pentru Elisei. La un moment dat discută Elisei și cu Gehazi și zic, dom'le, cum ar fi bine să răsplătim femeia aceasta? Și Elisei îi spune cam așa, știi, nu are copii, îi spune lui Elisei, ca să priceapă. Și atunci Elisei, ca și cum și-a dat seama despre ceea ce îi spune Gehazi, se duce la femeie și îi spune despre dorința inimii ei și îi spune că va fi și va rămâne însărcinată. Și femeia rămâne însărcinată și naște un copil și trece timpul și e bucuroasă și s-a împlinit binecuvântarea lui Dumnezeu. Și iarăși e camera aia de sus, acolo, a omului Dumnezeu. Dar după ceva timp copilul este la câmp cu tatăl lui și la un moment dat are o durere de cap extraordinară. Îl doare capul și strige, capul meu și capul meu, capul meu și capul meu. Îl duc slujitorii la taică-su și taică-su ce spune? Du-l la maică-sa, știți? Asta este vorba pe care o spun toți tații. Du-l la maică-sa. Ce să facem noi? Și îl duce la mama.
Un alt comportament femeia aceasta în momentul în care și-a văzut copilul, nu știu ce formă de meningită o fi avut, îl durea capul în felul acesta, pe atunci nu erau medici, nu era nicio formă în care să oprești acutizarea bolii și așa mai departe și suferința. Ia copilul și se îndreaptă către cine? Către Elisei. O vede de departe Elisei, o vede de departe, îl trimite pe Gehazi și spune că totul va fi în regulă. Femeia trece parcă pe lângă Elisei, parcă pe lângă Gehazi, de parcă nici nu-l cunoaște. Ea știa un singur lucru. Eu mă duc la cine? Eu mă duc la omul lui Dumnezeu. Eu știu omul lui Dumnezeu. A crăpat probabil vreodată femeia aceasta ușa de la camera unde dormea Elisei sau unde se ruga Elisei și poate de multe ori l-a văzut pe omul acesta cum? În rugăciune. În rugăciune. Am auzit de o experiență de genul acesta chiar acum, de curând. Și cred că nu este nici o problemă să vă spun. Fratele președinte al bisericii noastre, fratele Marius Munteanu, a stat la fratele Moldoveanu din Glendal și de vreo două ori, din greșeală, s-a nimerit să deschidă ușa camerei în care dânsul locuia. Și ora era înaintată și de fiecare dată l-a găsit în genunchi, rugându-se. De două ori. E frumos când vezi pe omul lui Dumnezeu în camera lui că se... Da. Știți care e problema? Că de multe ori camera de sus pentru noi este ca și cum am crăpat puțin ușa și ne-am uitat la alții care au câte o viață de rugăciune. Și lunga, lista este lungă, tot felul de camere frumoase, tot felul de oameni deosebiți și din Scriptură și dintre cunoștințele dumneavoastră, oameni ai rugăciunii, dar nu mai crăpăm ușa și suntem uimiți de rugăciunea lor când dumneavoastră și cu mine suntem invitați să avem o astfel de cameră de sus. Și vă amintiți cum la un moment dat, nu mai citesc versetele, ajunge până la urmă Elisei și femeia înainte de orice altceva pune copilul și îl așează unde? Unde duce? Îl duce în patul lui Elisei, în camera de sus. Ia copilul și îl pune în patul lui. Credeți că degeaba l-a pus acolo? Având credință că acest om al lui Dumnezeu îl va... A încercat și Gehazi, a pus un toiac pe față să vadă cum... N-a reușit nimic. A fost momentul în care Elisei a trebuit să facă ceva scos din comun. Nu mai citesc versetele. Vă amintiți că s-a așezat cu... Cum? Cu fața lui peste corpul copilului. Gura cu gura lui. Ochii cu ochii lui. Nu știu dacă e o formă de CPR, cum spun americanii. Dar nu degeaba sunt date detaliile acestea în Scriptură. Și în momentul în care s-a rugat, de câte ori s-a rugat? Și de câte ori a strănutat? 7 ore a strănutat. Și apoi copilul a înviat. Dar mai mult decât partea aceasta fizică în care a pus capul și gura lui pe copilul acesta și peste trupul acesta. Știți ce înseamnă, fraților? Înseamnă să, în camera de sus, să vă uitați cu ochii dumneavoastră în ochii copiilor dumneavoastră. Să înțelegeți. Să vă luați timp să-i ascultați. Gura dumneavoastră să fie atât de aproape de gura lui încât să-i asculți vorbele, nu să fii toată ziua ocupat, adică să fii atât de aproape cu el încât copilul tău îți simte căldura prezenței tale. Ești aproape de el. Are nevoie copilul tău de lucrul acesta. A merge în camera de sus înseamnă că copilul se identifică cu profetul lui Dumnezeu într-o contopire așa de frumoasă încât copilul din boală și din moarte învie. A merge în camera de sus înseamnă să trăiești această experiență în care, sub influența anilor și a Duhului Dumnezeu, copiii dumneavoastră, la un moment dat, învie din morți. Învie din morți. Cu toți care suntem părinți, este imposibil să nu avem această trăire. Chiar dacă copiii ne sunt bine, să nu ne gândim ce ar fi dacă ar fi rău. Iar cei care știm că este rău, să ne gândim cu speranța că tare bine este când se vor întoarce când? Acasă. A fi în camera de sus înseamnă o cameră a familiei, o cameră în care copilul tău trăiește această experiență cu profetul lui Dumnezeu, trăiește această bucurie deosebită. Avem camera lui Rahav și avem camera influenței. Câți dintre oameni ar veni în casa dumneavoastră? Câți dintre dumneavoastră ați convinge să stea acolo în casă? Să se roage, să-L aștepte pe Dumnezeu, să aștepte revenirea lui Hristos.
Camera lui Ilie înseamnă că ai credința aceasta, îți dai ultimul blid de mâncare pentru ceea ce înseamnă credința aceasta și copilul tău o să învie din morți. În camera lui Elisei ai aceeași experiență minunată. Cât de mult a costat-o pe această femeie? A fost prea scump faptul că a făcut o cameră pentru omul lui Dumnezeu? A fost prea mult? N-a fost prea mult. Cât a costat? Viața copilului ei. Viața copilului. În Daniel, capitolul 6, de la versetul 10, avem o altă cameră de sus. O cunoașteți foarte bine. Probabil că în locul meu ați putea să-i dați un titlu și vă amintiți că Daniel avea o odaie de sus unde ce făcea? Unde se ruga de câte ori? De trei ori se ruga. De trei ori se ruga. Și de multe ori mă găsesc rușinat în fața invitației de a intra în această cameră. Vorbesc personal și după aceea dumneavoastră vedeți cum trageți în mod personal învățăturile. Că de multe ori mă găsesc pe buzele mele cu binecunoscuta scuză că nu am timp. Și când am citit odată că cel puțin, știți câte provincii sau ținuturi avea împăratul Medo-Persan? 127 de provincii, sau cum erau numite. Imaginați-vă, dita mai provinciile. Avea împăratul Medo-Persil. Și Daniel cine era? Cine era Daniel? Ca un fel de prim-ministru. Și eu vă întreb, este vreunul dintre dumneavoastră care este mai ocupat decât Daniel? Are vreunul dintre dumneavoastră vreo răspundere mai mare decât a avut Daniel? Și totuși omul acesta în fiecare zi, în camera lui de sus se deschideau frumos ferestrele și omul acesta ce făcea? Se ruga. Nu era ocupat. Nu dădea înapoi de la niciun edict. S-a și pregătit un edict de genul acesta și sub pedeapsa cu moarte, cu pedeapsa de a fi hrănit și trimis în groapa cu lei, omul acesta s-a dus în camera lui pentru că acesta era obiceiul. Pentru el nu încăpea în mintea lui să închidă geamurile pentru momentul în care trecea porunca aceea. Pentru că omul acesta făcea lucrul acesta de când? Din tot timpul vieții lui. Ce ați zice să avem o astfel de cameră? Vrem să mergem în camera de sus. Mâine cel puțin am vrea să retrăim această experiență a cinei, această conectare cu Dumnezeu. Dar cum credeți că ne vom conecta? Să fie un moment, să fie un moment mistic care se întâmplă înăuntru nostru, un moment spiritual în care deodată ne trezim că suntem binecuvântați, deodată suntem bine. Simțim așa o forță care se coboară către noi și suntem iertați. Vrem să ne pregătim și noi în camera de sus. Păi în camera de sus înseamnă să te rogi la Dumnezeu și să ai credința aceasta. Așa de puternică este credința că toată familia te urmează și închide ușa după ei. Așa ești de credincios încât indiferent prin ce trece copiii tăi, tu îi trimiși la cuvântul lui Dumnezeu și crezi din toată inima. Dacă nu vor învia acum, vor învia când? Învierea cea mare. Știi că dacă vrei să ai experiența aceasta de biruință în viața lui Dumnezeu, camera de sus înseamnă camera rugăciunii. Camera în care nu te oprește la lucrul acesta. Nimeni nu are. Te poți ruga oriunde. Te poți ruga oriunde. Probabil că unde dintre voastre aveți un loc special în care vă rugați. Poate aveți o cameră, poate aveți un loc în natură, poate aveți... Nu mă interesează cât și unde și cât de mare este. Conceptul de mare de cameră de sus trebuie să existe. Poți să fie în natură, poți să te rogi oriunde. Nu vreau să vă spun cum să vă rugați și de câte ori să vă rugați. Vreau doar să vă spun că ar trebui să avem această imagine a camerei de sus. Unul ca Daniel, care era răspunzător peste 127 de provincii, nu contenea să se oprească în a se ruga de 3 ori pe zi. Sincer, câți dintre noi ne mai rugăm de 3 ori pe zi? Te poți ruga oriunde. Petru la un moment dat se ruga în timp ce se neca și striga ce? Doamne ajută-mă! Ați încercat vreodată rugăciunea aceasta? N-ați mai spus nimic. Ai o cameră de sus și spui, Doamne, ajută-mă, că mă nec, Doamne. Haideți să mergem și în Noul Testament, să vedeți încă periplul acesta frumos al camerei de sus. Poftiți cu mine, vă rog, în camera de sus. În Marco, la capitolul 2, de la versetul 1 la 4, avem binecunoscuta imagine a vindecării slăbănogului. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum și s-a auzit că este în casă.
Și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. A venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de patru inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului. Au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăgea slăbănocul. Camera de sus, fraților, și ideea aceasta nu mi-aparține mie, mi-aparține fratelui Dănăiață, care sper că și dumneavoastră vă va fi reamintită. Mi-a plăcut foarte mult o zicere de-a dânsului pe care vreau să o reînvii cu ocazia pregătirii noastre de Sfânta Cină. Și el a avut o predică în care spunea că credința adevărată înseamnă să spargi acoperișul. Vă amintiți despre predicarea aceasta? Credința adevărată înseamnă să spargi acoperișul camerei de sus. Era camera de sus, era acoperișul în care v-am spus că aceea devenise tot o cameră în care oamenii foloseau lucrul acesta. Înseamnă să treci peste toate lucrurile care în prima vedere sunt greu de depășit. Păi unii dintre noi avem cât un acoperiș greu de tot, de spart, de ani, de zile, cu probleme, cu situații, cu greutăți, cu tot felul de scuzele pe care le găsim, cu tot felul de situații care sunt reale până la urmă. E cât un acoperiș greu, cât ai da să spargi la el, parcă n-ai credința aceasta că se va sparge vreodată și vei ajunge la Domnul Iisus. Dacă mai ești slăbănoc, depinzi de cine? Depinzi de altcineva. Și acoperișul camerei de sus înseamnă până la urmă influența aceasta. Dacă ești slăbănoc, roagă-te să ai niște prieteni, să ai niște prieteni care sunt în stare să spargă acoperișul pentru tine, ca tu să treci din camera de sus și să ajungi în mâinile Mântuitorului. Dacă faci parte dintre prietenii aceștia, sparge acoperișul pentru câți mai mulți dintre slăbănogii aceștei lumi. Fă lucrul acesta. Luptă-te pentru ei. Fă în așa fel încât îl vei duce acolo, îl vei invita acolo, vei stărui de el. Vei face tot ce stă în putință pentru ca acoperișul acesta să se spargă pur și simplu. Și discuția este foarte frumoasă. În momentul în care îl vede Domnul Iisus Hristos, el nu vorbește doar despre tămăduirea lui fizică. El vorbește despre ce? Despre ce? Despre credința și despre faptul că Domnul îi spune mai mult decât faptul că tu ai nevoie de o tămăduire fizică, păcatele ți sunt iertate. A fi în camera de sus, fraților, înseamnă să se uite Domnul la tine, să nu fii în stare să te miști, să nu fii în stare să mergi, să ai probleme cu spatele, să avem probleme de toate felurile, să fii adus și pus de prietenii tăi, să trăiești la mila celor care au credința aceasta că sunt prietenii tăi și Domnul Hristos să se uite la tine în camera de sus și să spune: știi ceva, omule? Păcatele ți sunt iertate. Mâine vreți să trăiți această experiență? Poftiți în camera de sus. Poftiți în camera de sus. Spargeți zidul, spargeți acoperișul, aduceți prietenii, aduceți-vă pe dumneavoastră. Câteodată cea mai mare problemă este să spargem acoperișul pentru noi înșine. Aș vrea să merg în camera aceasta, aș vrea ca mâine să fiu pregătit și aș vrea ca mâine să simt cum Domnul Hristos se uită la mine și înainte de a-i fi spune eu de rugăciunea mea trupească și fizică și de durerile mele și de problemele mele, Domnul să se uite la mine și să spune: păcatele ți sunt iertate. Păcatele ți sunt iertate. În fapte, la capitolul 2, de la versetul 1 la 4, avem coborârea Duhului Sfânt. Cunoașteți foarte bine această cameră. De fapt, de aici pornește tot conceptul camerei de sus. Dar știți că la un moment dat se vorbește că aceștia erau adunați cu toții, cum spune, la un loc, la oaltă. Erau adunați cu toți. Nu aveau diferențe între ei. Nu aveau probleme care să fie primul. Nu conta cine este mai mare, nu conta cine este prim prezbiter, nu conta nimic. Oamenii aceștia ce știau? Ce știau? Că Domnul le-a spus că dacă vor sta în camera aia de sus, se va pogorâ o putere peste ei, în forma limbilor de foc. Ce-ar fi dacă am fi în camera de sus? Cum ar arăta ca biserică, o cameră de sus? Ce ar zice dacă biserica aceasta ar deveni o cameră de sus? Cum s-ar aduna frații? Din câte locuri? Câți români sunt în zona aceasta? Cât sunt între noi de aici? Cum ar fi starea noastră în momentul în care, vă întreb, este prea mult să te aduni în numele Domnului Hristos într-o inimă și un gând? E ideal?
E superlativ? E ceva care nu se poate întâmpla? Este ceva de ordinul imaginației sau se poate? Câți ne rugăm pentru a transforma experiența noastră ca biserică într-o experiență de a fi în camera de sus? Și la un moment dat așa de puternică era legătura dintre ei încât s-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei. S-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei. Astăzi suntem foarte confortabili, nu vrem. Ne place să vorbim de conceptul acesta de ploaie târzie, ploaie timpurie, dar să se coboare așa cumva peste noi. Prin telefon sau conceptul acesta începe să se materializeze în viața ta în momentul în care ieși la oaltă. La un moment dat o să spui, unde erau la oaltă? Unde e camera de sus, fraților? Poate nu știm unde e camera de sus. În primul rând trebuie să fii prezent la... Nu? Dacă suntem separați și pe favoriți și pe care vine și pe care vorbește și care o fi și care nu o fi prezent și pe supărări, de unde să primim o astfel de putere? Haideți să mai mergem, că mai sunt câteva. Mergeți cu mine la fapte, la capitolul 9, să vedeți o cameră foarte frumoasă. O să ascultăm despre un personaj despre care nu prea predicăm, deși avem departament special în biserică cu privire la numele ei. Fapte la capitolul 9, de la versetul 36 în continuare. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. E frumoasă caracterizarea acestei femei? Tabita se intersectează cu ceea ce înseamnă fapte bune și milostenie. De aceea avem în biserica noastră un departament care se numește departamentul Tabita. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. Doamne, parcă te doare sufletul când moare câte un om care îl știai că tot ceea ce a făcut în biserică și în casa și în satul și în familia și în orașul lui, tot ceea ce știi despre omul ăsta este că omul ăsta a făcut bine. Ați cunoscut așa oameni din acestea prin biserică sau prin locurile din care veniți? Oameni care ziceți, domnule, omul ăsta, parcă toată viața a fost făcut să facă bine. El n-a văzut să facă rău la nimeni niciodată. Și atunci zici, Doamne, dacă fac bine și sunt atât de altruist și mă gândesc la ceilalți, cum de apare acolo? Și a murit. Și a murit. După ce au scăldat, au pus-o într-o odaie de sus. Și Tabita a fost pusă într-o odaie de sus. Au scăldat-o și o pregăteau de mormântare. Fiindcă Lidia este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis oameni la el să-l roage. Nu pregăta să vii până la noi. Și Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au adus în odaia de sus. Toate văduvile l-au înconjurat plângând. Femeile acestea care au primit daruri de la ea, femeile acestea care au primit haine, plângeau pentru că știau că dacă s-a stâns Tabita, nu mai primim lucrurile acestea. Și au arătat hainele și cămăsile pe care le făcea Dorca pe când erau cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te. Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. Știți ce înseamnă camera de sus, fraților? Înseamnă o cameră a binefacerii. O cameră în care, cu prețul vieții tale, îi vei servi pe semenii tăi. Vei face bine până la capăt. Cu ultima răsuflare de viață, tu ești chemat să faci lucrarea aceasta. Trăiești prin a face bine. Este un deziderat al vieții tale care se împlinește în mod practic. Întrebare. Ce credeți că a făcut Dorca sau Tabita după ce a fost înviată? Ce credeți că a făcut? S-a apucat iar de haine, nu? S-a apucat iară să dea cămăși și haine la cine? La văduve. Pentru că asta era viața ei. Poftiți în camera de sus. Acolo unde dacă veți păși, veți cunoaște această experiență frumoasă a împărtășirii, a faptelor bune, a ceea ce înseamnă trăirea aceasta, întrajutorării semenilor noștri. Știu că e ideal, știu că ne uităm unii la alții, știu că avem fiecare ce să spunem despre fiecare. Dar acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să intru în camera de sus. În fapte, la capitolul 10, ca să dau un capitol mai departe, o altă cameră de sus, de la versetul 9 în continuare. A doua zi, când era pe drum și se apropia de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al 7-lea.
De ce s-au suit să se roage pe acoperiș? Pentru că acoperișul era o... ca o cameră. Acolo se ruga. Era camera lui. Avea și Petru o cameră de genul acesta. Avea o cameră de aceasta. Am aflat despre camera lui Tabita. Haideți să vedeți camera lui Petru. Și în momentul în care s-a rugat, l-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. Și s-a descoperit înaintea lui o masă cu tot felul de bunătăți, nu? Și frații au luat versetul acesta și au zis, frate, am găsit în Scriptură că trebuie să mâncăm toate pietățile. Și sunt unii care le mănâncă pe toate pentru că le-au găsit unde? Le-au găsit în Scriptură. Și nu s-au dus săraci mai departe să verifice textul și să vadă că acolo este vorba despre o răpire sufletească în care, de fapt, în camera de sus se întâmpla că Petru era pregătit de Dumnezeu să accepte ce? Că Dumnezeu are un planur pentru... are plan pentru neamuri. Adică în camera de sus, fraților, înseamnă că Evanghelia aceasta aparține tuturor oamenilor. Nu doar adventiștii vor fi salvați și mântuiți, nu? Înseamnă, camera de sus înseamnă că vine Domnul și îți spune Evanghelia aceasta va fi propovăduită la toate neamurile, de peste tot. Deschide ochii. Doamne, dar cum să mănânc toate lucrurile acestea? Cum să fac lucrul acesta? Camera de sus înseamnă să fii deschis, să-L primești pe Dumnezeu. Dacă ești marele Petru și dacă ești marele conducător, la un moment dat vine cuvântul lui Dumnezeu și te învață ceva. Nu vă faceți probleme, că nu va veni să vă învețe cuvântul lui Dumnezeu ceva împotriva poruncilor și principiilor lui. Și ne va deschide ochii cu privire la lucrurile înguste pe care noi nu le putem accepta. Doamne, dar cum să facem lucrul acesta? Și de fapt era planul lui Dumnezeu, deja erau străinii la ușă, coboară-te din casa de rugăciune, coboară-te din camera de sus și du-te și spune cuvântul lui Dumnezeu. Și l-a spus. În Fapte, la capitolul 20, haideți să vă spun despre camera lui Pavel și ne apropiem de încheiere. Fapte, capitolul 20, de la versetul 7 la 8. În ziua din tia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Uite că se potrivește cu ceea ce avem noi și nu degeaba că se potrivește. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și s-a lungit vorbirea până la miezul nopții. De fapt și de drept ce s-a întâmplat? S-a dus frații să se întâlnească cu toții. Au început predica, au avut frângerea pâinii și fratele Pavel, pentru că venea rar pe acolo și pentru că avea o vorbire extraordinară, era un teolog foarte bun, oamenii tot l-au ascultat și s-a dus vorbirea lui până când? Până la miezul nopții. Stai, frate, și mai predică. Stai și predică. Și atunci au găsit frații textul acesta dintre cele 8 singurile care se află în Scriptură cu privire la pronunțarea numelui de duminică acolo și au spus că este clar că ziua de odihnă este duminica. Și au pierdut cu totul din vedere că fratele Pavel predica acolo, nu este o regulă, nu este nicio poruncă, nu este absolut nimic. Frații au rămas acolo, toată lumea a fost impresionată, nu mai aveau nici... nu erau obosiți, nu mai erau nimic. Predica așa de frumos, mai stai frate, mai spune. Toată lumea. De acord? Nu toată lumea. Era unul acolo care, deși fratele Pavel predica în camera de sus, toți erau la oaltă, pentru că casele oamenilor deveniseră locuri de rugăciune, s-au întâlnit frații, au rămas până târziu. Unul dintre ei, la un moment dat, a adormit. Unul bătrân, de tot, a dormit și a căzut. Nu era bătrân? Chiar un tânăr? Păi da, care doarme primul? Care adorme primul? Și mă întreb, de ce o fi adormit? Că de obicei spunem, domnule, noi adormim din cauza că cel de la amvon ne adorme. Dar la Pavel? Dar toată biserica era atentă, toată biserica zice, mai stai frate. Și totuși în camera de sus a găsit unul care... a dormit. A dormit. Dar a dormit atât de rău încât a murit în... a căzut și a murit în biserică acolo. Vă dați seama? S-a trebuit să ducă Pavel la el și a trebuit să-l... a trebuit să-l învie. Dacă suntem în camera de sus și suntem pe locul acestui tânăr, și ne uităm la vorbitor și mai dăm din cap câteodată și spunem, da, e bine, sau, omule, nu e bine nimic ce spune omul ăsta. Și de fapt și de drept tu mai ai puțin și ai căzut,
înseamnă că nu ești în camera de sus. Ești fizic în camera de sus, dar cu inima și cu trupul unde ești? A fi în camera de sus înseamnă că ești conectat cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu te mai uiți la ceas, nu te mai uiți nici la camera de luat vedere, nu te mai uiți la nimic. Ești atât de conectat de camera de sus încât zi, frate, zi până dimineață. Nu mai ești obosit, nu mai este vineri seara, nu mai este nimic. O, ce n-aș vrea să trăiesc experiența aceasta. Și ultima cameră, camera cinei, Marcu la capitolul 14, aflăm despre, mai sunt multe camere, dar în seara aceasta, dacă alegem una cel puțin dintre ele și rămânem acolo, nu numai le vizităm, atunci înseamnă că ne-am pregătit. Marcu capitolul 14, de la versetul 2 în continuare. Căci ziceau ei, nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare. Se vorbește despre sfatul împotriva Domnului Iisus Hristos și la versetul 12 se pregătește prăznuirea Paștelor și se vorbește despre o odaie care avea să fie pregătită pentru cine? Pentru prăznuirea a ce? Pentru ce se pregătea Domnul Hristos? Să prăznuiască Paștele. Să prăznuiască Paștele. Dar s-a întâmplat că oamenii noștri, ucenicii, în drum spre camera de sus, au avut o discuție foarte aprinsă, că a pornit de la un subiect. La un moment dat, mama la doi dintre ei s-a dus pe la învățătorul și pe la rabi, așa cum îl numea, și a spus, Doamne, am și eu o singură rugăminte pentru băieții mei. Unul la stânga și unul la dreapta. Și până la urmă, chiar dacă Domnul Hristos a întrebat-o pe această femeie, dacă realizează ceea ce întreabă, exact așa a fost, că unul a primit. Și unul a fost primul martir, iar celălalt a fost ultimul martir. S-a întâmplat exact în felul acesta. Dar au ascultat și ceilalți ucenici și în momentul în care se îndreptau către camera de sus, mâine este Sfânta Cină, și ei se îndreptau către camera de sus. Și subiectul în timp ce se îndreptau către camera de sus era cine e mai mare? Vedeți că face și altcineva o altă pregătire pentru mâine. Să nu credeți că numai Duhul lui Dumnezeu face pregătire dacă vrei să te pregătești. Mai este altcineva și subiectul lor către camera de sus, înțelegând pe jumătate cât pricepeți dumneavoastră în seara aceasta, era care să fie mai mare. Așa că la un moment dat se așează la masă și Domnul Hristos se uită la ei și le spune, acum nu este niciun serv. Care vrea să spele picioarele? Și se uită în altul. Păi cum să-i spăl? Păi ăsta vrea să fie mai mare ca mine. Se uită celălalt. Am auzit când a vorbit. S-a dus maică-sa și a spus unul la stânga, unul la dreapta și el se-și crede. El nu vede că e așa, dar el se-și crede numărul unu. Și pe ce cu toții vorbeau prin privire, pregătindu-se în camera de sus? Se uită Domnul Hristos la ei, nu spune nimic. Nu începe să-i certe, nu începe să le spună, nu începe să le... Și începe și îi pregătește pentru Sfânta Cină. Cum îi pregătește? Le spală picioarele. O singură întrebare are la sfârșit. Și spune așa. Înțelegeți ce v-am făcut eu? Voi înțelegeți ce v-am făcut eu? Voi ați priceput de ce sunt toate lucrurile acestea adunate? Aș vrea din toată inima să trăim această cercetare în seara aceasta. Nu doar pentru mâine, pentru viața noastră. Când ne vom aminti de camera de sus, să trecem prin toate camerele acestea. Dar nu doar musafiri. Nu doar uitându-ne cu ochiul frumos, observând ce greșeală mai fi avut vorbitorul, că le mai încurcă și el, ci să ne uităm cu adevărat că acolo ne putem opri și camera aceea poate să devină experiența noastră. 10 exemple am dat în seara aceasta. Dintre 10 exemple pe care le-am adus, în orice cameră vă uitați, dar duceți-vă în camera în care aveți nevoie, să mergem în camera în care avem fiecare nevoie. Unde ne vom duce cu copiii noștri? Unde ne vom duce cu credința noastră și cu faptul că putem să adunăm cât mai mulți oameni în casa noastră? Alții ne vom duce cu faptul că suntem în stare pentru prietenii noștri să spargem acoperișul.
alții prin faptele și prin binefacerea noastră ne vom duce în camera de sus, alții ne vom ruga, deși mare este răspunderea noastră, deși nu avem răspunderea lui Daniel, noi avem o chemare înaintea lui Dumnezeu. Alții vom fi și vom face din această biserică o cameră de rugăciune și prin experiența coborârii Duhului Sfânt vom cunoaște această experiență. Ne vom bucura și nu vom vrea să stăm în camera de sus ațipind și la un moment dat stând pe scaunele acestea și fiind de fapt morți. Ție îți merge numele că trăiești, dar de fapt și tu nu știi că ești. Vreți să mergeți în camera de sus? Vreți să avem această experiență? Să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm, să trăim, să ne înfruptăm din cuvântul Său și să cunoaștem din această binecuvântare. Și Domnul să ne ajute pe fiecare în parte. Amin. Pentru slava lui Dumnezeu să cântăm la închiderea serviciului divin imnul 350. Urmați, îmi zice blând Hristos. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, venim să-ți mulțumim și în seara aceasta pentru invitația care ne-ai făcut-o în camera de sus. Te rugăm, fă-ne să înțelegem că rugăciunea camera de sus ne poate pregăti pentru întâlnirea cu simbolurile tale sfinte pe care vrei să le ai cu noi. Pentru toate acestea te rugăm, pregătește-ne și noi să nu întârziem a ne ruga și a ne spune greșelile unii altora, să înțelegem ce vrei Tu de la noi și ce ai făcut Tu pentru noi. Prin Domnul Iisus Te-am rugat toate acestea, binecuvântarea Ta să fie peste noi, acum și în veci. Amin. Amin.